Curtea Bisericii Arhanghelii Mihail și Gavril din satul Taraclia, raionul Căușeni, a răsunat la data de 19 mai curent de cântece pastorale. Suntem la a treia ediție festivalului local, Femeile Mironosițe, Ucenicile Domnului. Este o zi deosebit închinată femeilor creștine. Știm că rânduiala civilă este 8 martie, dedicat femeilor, ziua mamei internaționale, femeilor internaționale, dar în mod special în biserică, sărbătoarea asta a fost instituită acum mai bine de 1000 și ceva de ani, aproape 2000 de ani. A treia duminică după Paști a fost din primele secole prăzunită ca Duminica Femeilor Creștine, care sunt ucenicile Domnului. Și împreună cu domnul primar Vladimir Cuceriavăi, acum 2 ani, 3 ani în urmă, am decis să facem și noi o sărbătoare mai deosebită pentru femeile de aici, de la noi din sat, care chiar în mod deosebit își arată contribuția la bunăstarea și a bisericii, dar și a întregului sat. De ziua femeilor creștine, preotul din localitate, alături de autoritățile locale, organizează al treilea an la rând un festival pascal. Elevii din instituțiile școlare și preșcolare, alături de colectivele artistice de amatorei Casei de Cultură, vestesc învierea Domnului. Este o sărbătoare într-adevăr sufletească când venim cu cântări Domnului pentru care a fost cel ce a adus lumea și a dirijat-o, cel care ne aduce mântuire. Noi care suntem întotdeauna ucenicii și urmașii lui Hristos, ne stăruim întotdeauna să arătăm prin faptele noastre, prin comportamentul nostru, prin educația care o dăm și copiilor și chiar societății, fiindcă învățămintele lui Hristos vor fi întotdeauna vii. Anul acesta, 6 colective artistice din localitate au transformat Ziua Mironosițelor într-un adevărat eveniment cultural de suflet. E a treia ediție deja în sat. Foarte important. Nu am fost, din păcate nu am fost, nu eram în țară, dar acum mă bucur că sunt în țară și am venit cu mama mea. Stăm mai la soare încolo și e ceva foarte frumos și pentru noi, oricum ne iubim țara, chiar dacă plecăm în țări străine, ne iubim țara foarte mult. Eu aș zice că e cea mai importantă ziua mironositilor femei, pentru că din veac, de ani, de 2000 de ani, de când, de la Domnul Iisus Hristos, dar se sărbătorește această zi. Că ne-a dat flori părintele, ne-a dat iconiți. Slujbă frumoasă a făcut, ne-a felicitat cu ziua de azi. Se petrece ediția a treia a festivalului Mironosițelor, așa, unde se întâlnesc toate colectivele de amatori din toate organizațiile satului Taraclia. Este de la Casa Copilului, unde mă simt copil, școala, liceul și grădinițele tot astea. Organizează asta Părintele Mihai de la Biserica din Taraclia. Asta este, după cum știu, a treia ediție și sperăm să fie și mai departe, să treacă tot așa. Festivalul a fost însoțit și de o expoziție pascală. Noi suntem Centrul Multifuncțional Armonie, Taraclia. Azi suntem prezenți la Festivalul Pascal, a treia ediție. Am venit cu o expoziție pregătită de copii, de angajații centrului. Am pregătit pâinea ritualică de Paști, păscuțe, cozonac. Am pregătit și un program muzical cu copii și ansamblu din cadrul centrului Vatra de Dor. Atmosfera de sărbătoare a fost întregită de ansamblul de coriști, care a venit cu un program bogat de cântece tradiționale și pascale. Să mă umple de plin.
afară că mai avem în raion un festival a cântecilor pascale, care anul acesta a fost la Mănăstirea Marta și Maria și de fapt și am participat și noi, Taraclia, dar mai avem și o sărbătoare în localitatea noastră, deja a devenit o tradiție, Festivalul Cântecilor Pascale plus Ziua Femeilor Mironosite, care este astăzi, și ne pare bine că chiar de ani de ani deja se adună mai multă lume și devine o tradiție pentru cei, atât pentru cei în vârstă, cât și copilașul care, iată, cântă, care se joacă la distracții. E o zi, o sărbătoare plăcută pentru tot satul. Vă reamintim că duminica a treia după Paște, an de an, Biserica Ortodoxă sărbătorește Duminica Mironosițelor. Sfânta Scriptură scrie despre femeile ce au mers cu mir la mormântul Mântuitorului să-i ungă trupul. Tot ele au fost cele care au anunțat despre învierea Domnului.